Încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici și vă cer scuze de la început pentru prezentarea care s-a încercat să o fac destul de, hai să zicem așa, diagonală și poate necoerentă, dar prezența noastră mă ajută să sintetizez puțin datele, pentru că, într-un fel sau altul, mi-am asumat în cadrul Academiei Române o asemenea tematică și încerc să o aduc într-o variantă de program cadru, să zicem, național, care să intre într-o dezbatere și într-o colaborare internațională. Merg pe premiza că între Orient și Occident, între o gândire pragmatică de tip, să zicem, teoretico-rațional de tip NASA și o gândire de tip empatic, universal, de tip Tibet simbolic, a unei gândiri de-asta transcendente, între cele două se află zona noastră de aici, între Orient și Occident. Cumva, de aceea există o deschidere destul de serioasă și spre partea de gândire filozofică și spre partea de gândire foarte pragmatică. Esențial este să nu fugim după niște modele externe care valorizează când numai partea filozofică, când numai partea pragmatică. Ați văzut că foarte multă lume din străinătate, inclusiv din zone foarte pragmatice, de tip, foarte științifice, de tip, să zicem, chiar derivate din universități mari, au început să meargă către din zona asta de filozofie științistă, stat filozofie orientală, introduc termeni din gândirea orientală într-o variantă în care își abandonează trăirea respectivă rațională. Deci este o schimbare de poziționare, nu este o problemă de integrare. Noi încercăm să le integrăm și cam asta ar fi sensul pe care o să încerc să-l prezint. În principiu, această gândire și acest proiect este cadrul Academiei Române. Și vă spun asta și pornesc de aici, pentru că, într-un fel sau altul, în 90, existența acestei teme, într-un fel sau altul pe care am intuit-o de atunci și respectiv experiența care aveam în știința universității din Politehnica Bucureșteană, m-a făcut să plec din Politehnică, să abandonez cariera didactică din Politehnică, să plec într-un domeniu complet nou de geofizică. În Politehnică am văzut cum a construit omul, artefactul, partea de construcție de tehnologie materială, eram la Catedra de Știința Materialelor, și am înțeles, uitându-mă, datorită complexității care evolua fractal, haos, în perioada respectivă, am înțeles modul în care a construit natura și am văzut diferențe majore între, vă spuneam, simbolic, între arborele ecotic și copacul doi. Sunt două lucruri complet diferite. Atunci am simțit nevoia să mă duc într-un mediu nou, unde obiectul de studiu să fie natural, ca să-mi dau seama dacă pot să ridic mintea la a înțelege construcția naturală, nu părerea noastră în artefactele care au derivat din niște legi pe care noi am decupat cu diferitele elemente de fizică. Atunci, această instituție, care practic s-a format imediat după Revoluție, ca institut de știință stătător în cadrul Academiei Române, avea câteva teme importante, la care le-am adunat cu grupul care l-am format atunci, între 90 și până în 2000, s-a creat un upgrade, dacă vreți, a temelor clasice de geofizică. Avem avantajul, dezavantajul zonei Vrancea, care este o zonă seismogenă activă și care are o particularitate extraordinară de deosebită geofizică, care ne dă șansa să avem un laborator natural peste medie, cu care l-am putea aduce la nivelul de școală internațională, în care masterate sau doctorate să se facă acolo, pentru că acolo este obiectul ăsta mai ciudat. O să vedeți imediat de ce e vorba. Dar degeaba e zona Vrancea cu toate, să zicem, necazurile și provocarea de cunoaștere pe care o are, dacă nu știi să analizezi această informație dintr-o altă cheie. Pe lângă cea clasică de, știu eu, evoluția în timp a câmpului electromagnetic, gravitațional, evoluția, harta anomaliilor gravitaționale, tehnică, termice, pe lângă problemele de a înțelege cumva cum se cumulează tensiunea în zona de focar și așa mai departe, ca să înțelegem subiectele clasice, problemele puțin mai deosebite, aduse de ceea ce știam din Politehnică știința asta a complexității. În principiu, mai are un lucru foarte important, vă spuneam, de-a lungul timpului această zonă, pentru că unul din laboratoarele Institutului Academiei se află chiar în Mănăstirea Cădrușan. Asta e Mănăstirea Cădrușan, ne-am jucat cu balonul, am fost o călătorie prin jur cu balonul și atunci am pozele respective. Aici este un laborator de geofizică, chiar în interiorul incintei mănăstirii. Și vă garantez că a fost o experiență extraordinară să simți liniștea și, în același timp, mediul ăla în care toaca avea un ritm, existau niște, cum spun, lacuri în zonă, adică mediul în sine era fundamental pentru a putea crea o stare cu care eventual să te poți mișca în conexiune conceptuală și dezvoltare de anumite zone a creativității în zona de gândire. E foarte greu să ai o atitudine de genul ăsta într-o
agitație după 3 ore de petrecut între două tramvaie sau blocat în trafic sau mai rău deviat din trafic sau știu de alte pene și ce se mai întâmplă în București, încât în principiu ajungi așa de stresat numai să te gândești la filozofia dincolo de dincolo, nu mai țar de. De aceea vreau să spun că această simbioză într-o hârtie, într-un document scris oficial semnat de Academia Română și respectiv Biserica Ortodoxă Română, înainte de a fi chiar Biserica Națională, dacă vreți, adică semnată este din 69, există un contract de comodat pe care, de cesiune, pe care putem folosi că 40 de ani, deci încolo, deci avem cam 100 de ani de folosire acestui spațiu. Aici am avut șansa să întâlnesc și să aducem profesori din multe părți ale lumii și unul dintre ei, decanul rectorilor din Germania, profesorul Böwe, a spus, după ce a trăit puțin atmosfera de acolo, după ce a înțeles puțin cam cum punem noi problema și cât de tare extindem conceptul de geofizică în afara problemei de golovan, planetă care se mișcă prin spațiu, a spus un lucru fundamental. În zona asta, la Căldărușan, este locul în care cerul se rupe pământul, simbolic fiind între o legătură între spiritualitate și știință, pe care, într-un fel sau altul, noi încercăm să o încărcăm cu valoare și cu date, deși, în principiu, și pentru că este unică din multe puncte de vedere, deși lumea, din păcate, nu știe să valorizeze la noi în țară aceste unicități. Dacă mergeți în America, s-a întâmplat ceva și un bolovan a rămas, mi-ar bărturie, în jurul bolovan, vrei să faci o istorie, se mișcă un turism, știu să valorifice imaginele respective, dar avem valori foarte mari pe care nu știm încă să le valorificăm și ar trebui să le ajutăm, pentru că străinătatea nu va avea niciodată niciun interes să le valorifice. În 2004 am ajuns la concluzia că ne trebuie o catedră de ține sătătoare, o catedră pentru că ne-am dat seama că, de fapt, problema fundamentală pentru a putea pune la operă a viziunea respectivă este legată de incapacitatea diferitor discipline de a se armoniza într-o echipă. Între 90 și 2004 am avut șansa să construiesc printre cei mai buni studenți care v-au avut vreodată în diferite domenii, care au ajuns specialiști într-un fel sau altul, inclusiv doctorați și doctori în domeniile diferite ale științei, le-am adunat într-o echipă. Și cu echipa respectivă pot să spun că am avut ceva succes în partea științifică, în domeniul ăsta geofizicii cu știința complexității aplicată, și am înțeles că o echipă pentru o cercetare fundamentală se formează foarte greu. O echipă de nivelul ăsta este o selecție, din punctul meu de vedere, am avut cam în jur de 12.000 de studenți până am ajuns în geodinamică, în contact direct, și din 12.000 de studenți, practic, am reușit să adun 10. Și din aia 10, 8 am plecat prin lume, în diferite zone, din Oceanul Indian, în vârful vulcanului, prin diferite părți ale lumii, în expediții, dezvoltându-ne și dezvoltând totuși o concepție care a fost considerată la un moment dat, chiar o viziune nouă în școala de geofizică. Merită puțin, chiar continuată, din păcate. Din 2004, oamenii au ajuns la vârstă pe 40 de ani fiecare și pentru că era la limită, iar în țară, practic, salariile le aveam la nivelul de 300 de euro, 305 de euro de persoană, au plecat să acum pe universitari într-o rețea internațională, și văd de treaba lor, dar au rămas în contact cu noi. Ca să refacă o echipă de genul ăsta este foarte complicat. Și atunci am luat concluzia că întâi trebuie să definez foarte bine ce vreau să fac și să ridic programul ăsta la nivel internațional. Pentru că șansa de a găsi cu adevărat niște oameni, pe de o parte, foarte bine pregătiți local, cu disponibilitatea de a discuta într-un nivel foarte deschis cu cei din jur la alte discipline, de a putea sta la un moment dat într-un mediu care se discută despre o problemă de care habar n-are, cum a stat eu în geofizică, nu știa nimic despre ea, este foarte mică ca probabilitate. Fiecare, într-un fel sau altul, simte nevoia să-și poată aduce și contribuția cu ceea ce știe, ceea ce nu totdeauna este foarte ușor. Această catedră UNESCO, în principiu, așa că are niște o viziune și mi-aș dori să o parcurg puțin viziunea respectivă, pentru că ea sugerează, prin niște cuvinte cheie, cam care este complexitatea problemei și unde avem, într-adevăr, de luptat pentru a închega, din niște cuvinte, un mod de gândire. Modelarea proceselor geodinamice implică cu necesitate o schimbare de viziune, care acela însemna o abordare neliniară a interacțiunii astrogeofizice. Vă spun din experiență că am avut un șoc extrem de mare, deși este elementar, învățasem la școală despre marea terestră, despre marea în general, dar o vedeam la oceane, îmi imaginam poate că e ceva la atmosferă, dar nu prea simțeam la ideea că solul se ridică și coboară de două ori pe zi, că e marea terestră. Și că dinamica, amplitudinea acestei mișcări este România, în dreptul Bucureștiului, cam în jur de 45 de centimetri. Deci noi ne ridicăm și coborâm de două ori pe zi cu 45 de centimetri. Nu e mare lucru la 6.400 km rază, e adevărat.
Dar pe circumferință respectivă înseamnă tensiuni, care în principiu pe niște fenomene piezoelectrice specifice solului și pe niște probleme de magnetostricțiune, alte fenomene interesate de cuplaj electromagnetic, creează un câmp care e modulat de acest ritm. Deci, cu alte cuvinte, nu pot să fac abstracție de cuplajul ăsta astrogeofizic. A doua problemă este studiul dependenței de scara fenomenului. Anumite fenomene se desfășoară și au interacțiuni cu diferite scări. Dacă eu folosesc la limită de x pe dt, nu am făcut nimic, e un abstract. Trebuie să văd pe diferite scări ce fenomene. Unele fenomene se întâmplă până la scara echivalentă de 2 km. Alte se întâmplă până la nivelul, știu eu, de platformă continentală care poate să fie mult mai mare. Fiecare zonă de fenomen are spațiotimpul specific. Și noi l-am luat cu o singură teorie care l-a stat de mers dintr-o parte în alta. N-am înțeles aceasta, n-am avut instrumentele să putem secvențializa pe scări și pe dependențe de scări și am amestecat. Acum nu trebuie decât să le punem în ordine, dar trebuie să fim conștienți de dependența de scară. De asemenea, o problemă legată de problema asta de stabilitate a întregului sistem datorită cuplajului dintre viu și neviu, dintre entropic și negentropic. E o cheie de gândire corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, nu poți să faci abstracție de abordarea de linieră în caracterii dintre mediu și cosmos, nu poți să faci abstracție de dependență de scară și mai ales de fenomenele de negentropie. Atunci. Deci, negentropie. Deci, niciodată apar cuvinte noi. În spatele dependenței de scară este fizica fractală cu tot ce înseamnă în spate. Cu inclusiv pornim măcar de la fizica de clasa 11, care are capitol la acum de 4 ani, în curicula de bază, geometrie fractală. Etapa numărul 2. Tema majoră, ca să o înțelegem, este geostazie. Eu am homeostazie. Dacă văd că am la temperatură de 38 de grade, deja am o problemă. Înseamnă că ceva din organismul meu nu funcționează bine. În general, există procese de reglare și, indiferent de temperatura de afară, temperatura corpului este neașteptat de stabilă, în jur de 36-7 grade. Este spectaculos de stabilă. Pentru asta, niște fenomene interne, ca sigur ce homeostazia organismului, raport de mediu. Acum, planeta în ansamblu ei are și ea o stabilitate, că altfel am avea oscilații în concentrația de oxigen, care ne-ar exploda de fiecare dată. Deci, cu atât, are și ea o geostazie. Această geostazie, în principiu, la scară planetară, se generează de multiple interacțiuni dintre organismele vii și mediu. Deci, toată nebunia asta de ecosistem care o vedeți, cu toată fascinația pe care o vedeți la Discovery, când vă uitați pe Animal Planet, cu toată varietatea asta de plante, de bacterii, de animale, de păsări, de insecte și așa departe, în ansamblu formează un fel de bioreactor, care împreună cu mediul anorganic creează o stabilitate a parametrilor geofizici. Care trebuie să înțelegem dacă vrem să avem dezvoltare durabilă. Cum să proiectezi probleme de reîmpădurire dacă n-am înțeles că poate fac foarte rău dacă împăduresc așa, la cantitate și oricum. Pădurea s-a format după niște reguli. Înăuntru unei păduri se află niște dinamici, o bătălie chimică, biochimică între specii. Acolo este o lume întreagă. N-ai înțeles această problematică și faci ce plantăm din 3-3 metri, facem, ca de obicei, o chestie cantitativă, toată lumea merge la plantat 1 milion de porumbi. Ce se face cu ei? Ne facem dintr-o dată că am făcut ceva și de fapt în ansamblu veți vedea că am făcut chiar prost. Pentru că n-am înțeles legile geostaziei planetare. Deci ceea ce încercăm să facem acum aici în programul ăsta este de nivel esențial. Adică nu e o problemă că iarăși s-au mai trezit niște oameni cu gărgăuni în cap să facă teorie chiar chibritului, că noi avem probleme de lipsă de locuri de muncă și gropi în asfalt. Nu. Vom avea nu numai gropi în asfalt, vom dispare dacă nu înțelegem treaba asta. Pentru că umanitatea s-a făcut o criză extraordinară de genul ăsta, inclusiv de mediu. Ați văzut inclusiv schimbările climatice. Ca să înțeleg geostazia, am nevoie să înțeleg această interacțiune într-o altă cheie, într-o triadă ontologică, mă rog, în sensul în care e a naturii însă și o triadă ontologică informații, energie, materie. Noi am mers până acum mai într-un mod de gândire dual energie, materie și conversia de energie, materie, știți, de lui Einstein. Se constată, și o să vedem imediat următor, că de fapt în spate tuturor se află informația, că de fapt e mai aproape de filozofia de logos, cum era înainte, nu informația asta nici de biți, nici informația dintre elementele, componente ale, știu eu, cărei mesaj imaginat în sistemele făcute de noi, ci informația în care clădește chiar Universul și materia să stea așa cum stăia în tabelul Mendeleev. Noi de-abia acum începem să înțelegem.